Mihai Stoichiț a declarat la finalul confruntării cu Petrolul că nu a fost dezamăgit de joc, pentru că în destule momente a existat cursivitate. Mai mult, Stoichiț a ținut să menționeze că din totdeauna i-a plăcut jocul ofensiv la echipele pe care le-a pregătit. Eu sunt un antrenor care nu închid jocul. Eu joc destul de deschis și încerc să ofer și spectacol. Și a fost în seara asta. Multe faze, cu posesie, cu schimbări de direcție, cu centrări, cu verticalizări, cu multe lucruri care mie îmi plac în fotbal. Deci, în general, eu mi-aleg jucători din punctul ăsta de vedere. Niciodată n-o să mă ghidez după alte principii. De astfel, Stoichiț și-a amintit că în urmă cu mai mulți ani a declarat că Spania reprezintă un model de urmat în fotbal, dar mulți nu l-au crezut. Acum vreo 13-14 ani, când eram la Steaua, am spus și lumea cam râs de mine la vremea respectivă, când eram antrenor la Steaua, că exemplul este Spania. Era perioada Valencia, Real Madridului. După 13-14 ani, sunt liniștit și senin că eu cu mine, când dialoghez, îmi aduc aminte că am avut dreptate. Știți, și de asta n-am de ce să fiu supărat. Nu pot să fiu supărat nici că mă înjură unul sau altul. Poate el și pup când mă întâlnesc cu el. Mihai Stoichiț este de părere că doi dintre jucătorii cu experiență, Dică și Neaga, au avut o evoluție destul de bună. Neaga revine după o perioadă lungă de inactivitate, așa că mulți ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta, a mai spus tehnicianul.